Dar ce oră ceai că vine ca în oră, a? La 7. Ai? 7. La 7. Nu vine să mă despare toate lucrurile. Nu vine să mă despare. O parte din ele aveam de când ne-am mutat aici. Nu vine. Cât crezi că o să scoate pe tâmpenile astea? 8-900. 8-900. După o viață de om. Dar el vine să-mi crezi una în asta. Să-mi fie dor de locurile astea. Nu vorbi așa sufletele, nu l-ai putut suferi. E adevărat. Dar în ultima vreme, când n-am mai trecut picior de om de aici, am început să-mi placă. Totul e o chestiune de noroc. Viața e noroc. Dacă se țineau de cuvânt și construiau autostrada aia, acum noi ne scăzam un bani și nu mă gai ăștia vis-a-vis. Ce să facem noi cu banii? Nimic, am zis eu așa. Auzi, ce să facem cu bani? În Algeria, cumpăra și eu un aparat acustic, nu? Mi-aș cumpăra aparatele ședinți, mi-aș cumpăra, care să-mi stea mai bine în gură. Acum se prisoseau bani, una, două, trei, patru. În spatele lucrurile le-ai împachetat? Da, Oli. Bravo. Și cu pisica, ce ai făcut cu pisica? Cu pisica, cu pisica, nu mai auzi acum? Pisica, pisica a murit acum 3 ani. Cuchi, a murit Cuchi, a? Priti, aia, priti. A murit Priti, bine că a murit. Doamne, a murit Priti. Dacă ai putea vinde localul, ai și mai împărcat. Am rămas proprietari. Dacă se schimbă ceva pe aici, putem să ne întoarcem. Da, da! S-a terminat! Ce mai pot spera când autostrada s-a construit până la urmă și trece exact prin curtea lui Franco? Cu ce am păcătuit noi, lui? Cu ce am păcătuit? Nu noi, tu ai păcătuit. Eu, cu ce am păcătuit? Ți-a oferit 20.000 de dolari, n-ai cum să iei. 20 și iau, acum iau. Prea târziu. E târziu, așa e. Aici e târziu, așa e. Aia, da. Auzi, eu ce din urmă mi-am dat seama de ce ne-a mers nouă rău. De ce? Trebuia să ne brevetăm. De ce? Să ne brevetăm. Da. Să ne brevetăm. Da. Dacă ai zis, domnul Petroane, mi-au zis ce lumie, rețeta de friptură la ceaul, ai rămâne paralizat. Vreo 5-6 în 40 de ani. Pe puțin. Rețeta mea la ceaul, Putea, da! Putea cu cerii America, aia că avea în cap și mă brevetam. Asta e. Dacă ești așa deștept, de ce n-ai pus o firmă mare, friptură la cea una la Oli? În loc să pui hamburgerul ala Oli. În loc de ce? Hamburgerul ala Oli. Hamburgerul ala Oli. Ce dracu mai ești hamburgerul ala Oli? Serviciul la mare cu ceapă, varză și muștar. Serviciul cu ceapă? Exact, trebuie să fie o porcărie. Cine a născut și porcăria asta? Tu! A fost creația ta? Da, bă, dracu. Ce? Păi înseamnă că e bună lui de-aia. Chiar crezi că e bun? Ce să fie bun? Adică ne vrei să fie bun? Hamburgerul ăla la Oli, hamburgerul meu așa, hamburgerul ăla la Oli.
Hamburgerul ăla la oră. Ce era cum ai zis, da, hamburgerul ăla la oră? Eu nu vreau să te sperii, dar... Ai început-o cam ei razna. Auzi, ia, nu vreau, ia. Nu vreau să spun. Eu v-am dat seama de ce ne-a venit două rău. Știi asta? Când am brevetat friptura la cea unu. Bravo, de unde știi așa? Te duci la bucătărie? Bravo! Să-mi aduc, să-mi aduc și mie, aia, da, aia zi, ca, boneta de bucătar. Mi-a venit mie boneta să o împachetăm și pe ea, pe boneta. Eu până una alta mai trag o ultimă privire la chelele astea de vină. Ai dragoste, banditie, iau de una, două, trei, parchi, hai de geamă, 11 limuzine și una, două, trei, parchi, și așa, 15 autocare, fiare, numai dintr-o dată, știi? Hai dragoste, banditie, rău. Oi, ce mi-ai spus azi de la bucătărie? Păi ce să... A zis eu, a zis eu aia cu ei. Când am plecat, mi-ai spus să aduc ceva de la bucătărie. Eu? Ai nebunie. Gata, ai luat-o, exterminată. Când am plecat, mi-ai spus să aduc ceva de la bucătărie. Da, da, iartă-mă, 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 iartă-mă. Asta de cap. Boneta de bucătar. Dar la ce-ți mai trebuie? Pentru că mi-e mie, dragă. Nu-ți boneta aia. Nu-ți spui pe la târziu. Ia-o-te, ia-o-te, ia-o-te. A mai venit unul. Ia-o-te, uite și tu ce invazie era ăsta, ia-o-te. Dar la ce-ți mai trebuie? Ce se trebuie așa? Vrei să ne certăm sau ce vrei? Spune-mi, da? Dar știu că mă așteaptă lângă tine niște ani de aur. Acolo unde o să ne ducem, noi o să dăm peste tot felul de de moși, de bave, de ramoriți și noi ăștia. Nu te gândi la ei ca la niște bave și moși ramoriți. Dar ai ce să voi? Gândește-te ca la niște oameni de vârsta noastră. Auleu, mai rău, mai rău. O să vezi că o să fie bine. Da, o să fie bine, da? O să ne distrăm. Ne facem prieteni noi. Au tot felul de activități. Ce au, e cam ce au pe acolo, ce au pe acolo? Sala de dans. Au, sala, era timpul să ne apucă. Ce mai e, ce mai e? Popice. Au popice, au popice. Mi-era frică că n-au popice, n-au popice. Popiștină mare. O, dau dracu de mine. Să-i dai un telefon. Oi, mă duc, o dă dracu de piscină. Eu mai bine mă sinucid decât să văd babele în chilos pe acolo. Nu e bine, nu e bine, ți-am distrus viața aia, asta a reușit să fac eu, cel mai bine. Nu vorbi prost. Aia se destul de bătrân și s-o auzi pe asta, ți-am distrus viața, am făcut o harcea. Nu vorbi prost. Orice bărbat distruge viața nevestei lui. Da, da, nu ca mine. Mie mi-a plăcut să fiu un campion. Așa, dar mă iubi, da? Și lui, mă iubi, cum am fost eu, bebe, și mă iubi, când frunzele de toamnă cald, când frunzele de toamnă cald,
Zi, pădurea doare. Peste pădurea. Frunzele toamnă cad peste pădurea care doarme. Stele. Nu. Când frunzele toamnă cad peste pădurea adormită și stelele scripe spre cer, eu mă îndrept spre a mea iubită. Mă îndrept spre a mea iubită care are celulită. Cu toate nebunile tale, cu toate visurile tale, adevărul e că te iubesc. Eu te iubesc. Sosi camionul. Nu. Camionul? Prosta nimeni de aici. Prosta mai nimeni de aici. Tocmai voiam să te invit să facem un duș împreună. A fost îndobit o voie. Să nu te apuci să car lăzile astea. Nu mă mai cocoloși azi, da? Toată viața mai cocoloși. E un tric la poartă. A murit unul dintre noi și vin să ne anunce. Nu e tricul. Ce e cu tricul ăla? E o limuzină cu șofer în uniformă. Și cineva coboară și vine la noi. Hai să fugim. Hai să fugim, să nu ne prindă în casă. Hai după mine. Hai. E genet! Genet! A noastră! Ei, genet, a noastră! Ce avem noi o genetă? Și nu mi-aduc aminte, eu de regulă, de scama de regulă. E tot aici. Regulă. Nu pot să scap de ea, Luiza, nu poți să scapi de scamele astea. Da-te! Nu poți să scapi de ea. A rămas aici acum. Luiza, trebuie să facem... Trebuie să ducem hainele astea. Te duci cu ele la curăță. Te duci la o curățătorie. Deloc. Au trecut atâția ani. N-am mai auzit nimic despre tine. Mi-a fost rușine de ce am făcut. Rușine? Dar nu trebuia genet. Acum când mă gândesc la asta, mă apucă râsul. Lori? Du-te și fă o cafea.
O cafea. Olin, da. Foarte dulce. Da, pentru celelalte noastre de altă dată. N-ai uitat. Olin nu uită. Olin se transformă. Draga mea, doamnă. Limuzină și șofer. Da, ai văzut? Stai jos. Hai. Stai jos. Povestește. Știi unde m-am dus după ce am plecat de la voi? Ha? La Hollywood. Îl mai ții minte pe Bradley? Bradley, primul meu soț? Da. Cascadorul, ăla pe care l-ai împușcat. Imediat după ce l-am împușcat, a devenit creator. Da? Da. Și când ne-am întâlnit, nu mai știa cum să mulțumească. Poate să-ți spune cineva ce-i cu mine aici la bucătărie? Faci o cafea. A? O cafea. Cine? Tu! A, eu fac o cafea. Nu l-am uitat, dar nu numai să vă controlez. Da, așa, și să nu mai lungesc, Bradley a vrut neapărat să-mi fie naș, așa ca să-mi arate mulțumirea, când m-am cununat cu William, al doilea soț. Știi cum era William? Un om extraordinar. Și bogat, și bun, și generos, și mă adora. M-a adorat. Ai divorțat? Ei, nu, a murit. Păi avea... A murit? Da. Păi avea 82 de ani când ne-am căsătorit. Tot 82 aveai când a murit. Am fost foarte fericit. Da, cred și eu. A fost o căsătorie scurtă și fericită. Da, lui, exact. Da. Și mi-a lăsat avere. Da. Cafeaua am împachetat. Cafeaua am împachetat. Mi-a mai rămas o doză de... Da, mă. Ola, sper să-ți placă și cară, că frigidele nu merg o lună. Da, Oli, e foarte bun. Ia zicere, da, oma. Ia zi-mi tu ce, ce spune-i tu nouă, oma? Ia spune-i tu nouă, ce ai mai făcut, e? Ia zi, pe cine ai mai văzut, cum o mai duci, bine, bravo, mă bucur să știe. Ia zicere. Cum e treaba? E bine? Da, e bine. E bogat, a avut noroc. Bravo. I-a murit bărbat. Da. Mare paftă, noi n-am avut paftă asta. Mare paftă, bravo. Îi povesteam lui Luis despre soții mei. A, mai mult. Da, am ajuns la al treilea, Oli. Da, Carmino Galante. Italian. Da, Oli, un om extraordinar, da. Luis. A murit și ăsta? A murit. Nu, da. A dispărut. A dispărut. Da. 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 Italienii nu mor, dispar. Da, am auzit. Da, și el mi-a lăsat, Luis, mi-a lăsat un hotel și mi-a lăsat un bar de noapte, Oli, dar și sunt pe numele meu. Bravo. Ai cântat în barul ăsta, da. Numai eu țin program. Bravo. Atunci nu-i de mirare că a dispărut omul. La lipop. Bravo. Și unde locuiești? Unde locuiești? Cum ai căsuță în New York? În New York, la Dracula, prea departe. Da. Am și un apartament în Detroit. A, și eu de departe. Mai am și o căsuță în San Francisco. Te-ai împrăștia. Bravo.
Ce ați mai făcut, Oli? Ce ați mai făcut? Bine. Și acum? Și acum, bravo. Acum e bine. Tu vezi, că am un pachet de... Am un pachet, ne mutăm. Plecăm din cocina asta și mergem undeva într-un veciu mai aproape. Asta e situația. Gerard, noi am hotărât să ne ducem într-un loc de retragere pentru bătrâni. La azil? Așa e situația. Și așa îi spuneam adineaul lui... cum se cheamă? Lui, mie nu-mi plac la moliții ăia. Mie nu-mi plac, Oli, nu pot să-i sufăr. Îi urăsc. Da, bine, eu nu sunt ca ei. Eu sunt în formă. Eu mă țin bine. Știi ce fac, Oli, în fiecare dimineață când mă dau jos din pat? Nu. Fac o piruetă. O piruetă. Bravo. Da, fac în fiecare dimineață când mă dau jos din pat, fac o piruetă. Da. Și pe urmă spun mulțumesc cu sia, Doamne, că mai sunt încă în viață. Da. Eu un om tânăr și atunci asta mă ține în formă. Bravo. Eu nu fac nicio piruetă. Eu de fiecare dată... Când mă dau jos din pat, spun, mulțumesc cu ție, Doamne, că m-am putut da jos din pat. Ca un om tine, în felul meu. Oli! Ce dor mi-a fost de voi! Și nou. Luiz, n-am avut timp nici măcar să vă trimit o... carte poștală, am fost foarte ocupat, am fost tot timpul pe drumuri, măritiși, mormântare. Nu-i pe urmă parastasele? Așa te omoare. Eu tot timpul eram numai cu gândul la voi. Asta e adevărul. Numai pe voi vă iubesc. Au fost timpuri frumoase. Nu-i așa, Oli? Au fost timpuri frumoase. Au fost. Gata. Hai să vorbim despre viitor. Da. Viitorul a trecut de mult. Am cumpărat restaurantul lui Franco. Da, Oli. Și cu asta trebuia să încep. Ăsta e o groapă de bani. Da, Oli. Ăsta e o avere. Păi ăsta e cea mai mare investiție. Și vreau să fim asociați. Nu. Cum adică? Nu, adică și eu? Cum adică grecii sub comanda mea? Da, Oli. Păi știa că pafta voastră nu o să țină o veșnicie. Lui s-am spus eu de azi dimineață. Eu sunt omul care o să o iau de la cap. Da, Oli. Te-ai retras din afacere azi dimineață, dragul. Ar fi timpul să ții minte ceva de la mine, lui Smardo. Calul de circ. Chiar dacă iese la pensie, când aude fanfara, intră ca prostul în arenă. Eu intru ca prostul. Chiar acum mă duc să le controlez registrele. Sunt sigur că bandiții ăștia au început deja să mă fure. Nu, da.
Luna, mă, nervingă-ne! Mi-e teamă că ești nebun de balamut? Păi, poate de temerile tale, te-ai întrebat. Avea dreptate, fratele meu. Păi, la mi-ai dobit tu, că are dreptate. Eu aș vrea să te văd că ai curajul să-i o spui în față. Scoate din groapă și o spui în față. Dar ce-a murit? Bravo, la poate îi spune cineva unde plecam, așa-mi papuci? Oli! Da. Suntem bogați acum! Da. Plecăm! Plecăm! Plecăm în călătorie! Unde vrei? Într-o călătorie, da. Prima oprire, da. Coasta de Azur! Coasta de Azur, merge! Ai auzit? Riși, merge pe Coasta de Azur! Noi două, că tu ai fost! Mergi eu, bă, trebuie un ghid! Păi, știi la ce mă gândeam acum venind în coace? Mă gândeam că dacă acum 40 de ani m-aș fi dus la Franco în loc să mă opresc la voi. Astăzi n-aș fi fost decât o biată vedetă de cinema. Mare baftă ai avut cu noi. Mă duc să mă aranjez puțin. Ne vedem mai târziu la restaurantul nostru. Chiachis, chiachis! Vedeți voi, pădreacu? Apasă, te rog, pe D6, D6, nu uita, D6. Hai să te răspune. Răspund eu. Tot ăștia de la Alpin. Vor banii, spune că le-au răscândit. Nu le mai dă nimic, da, da. Dă-i de acum. Hai că nu le spune nimic. Spune nu și închide. Da? Nu da, nu da, că îi denutezi. Zi nu și închide. Dă-i de acum. Da. Nu da, domnule, nu da. Zi nu, nu, zi nu, pac, închide, nu mai zice dume, dar zi o dată, nu, să văd că poți, nu, zi nu. Nu. Pac, închide, dă-le cu tăhiene, bani, bani, bani și iar bani. Vă rog, cum că, dacă era un azil mai de doamne, erau banii lor. Ei erau, nu? Nu. Cum nu? Cine era? De la Franco. A. Doi polițiști. A. Întreabă de anume Gene Chester. Evadată dintr-un spital de psihiatrie. Cu salariile personalului. Ce ore ce e că vine camionul ăla? Pe la 7. La 7. Păi. Păi.
Thank you.